Hey, bist du Backstage? Se face foarte șmeche. Așa sunt produsele naturale. Prăjitură din asta cu brânză, cu multă proteină. E a treia masă, e a doua masă pe ziua de azi, dar a treia servire cu proteină, pentru că azi de dimineață totdeauna iau păstură, iau polen. Avem trainingul Nike, mi l-am cumpărat, ați văzut acolo pe Instagram. Fraților, încă un record, 110 kg. Astăzi batem toate recordurile. A treia, hai. 3. Yes, bă! Yes! Vedeți, fraților, încă un record, 120 de kg sunt pe bară. Hai! Hai că poți! Bă, leu, ce s-a făcut aici? Ajută pe maică-mea acțiune. Ia uitați aici, ce avem, plătite. Dacă începe să curgă din ea. Mamă, delicioasă. Mai slăbesc eu din pod. Bine, cu ouă, cu ceapă. Mic dejun țărănesc, fraților. Și anume aici niște ardei. Mai amestecă și tu în ei că se prind. Te uiți, mai am serial. Și iau ce-a prins. Ia uite ce frumos arată. Salut, sunt Otto de la Mire TV, iar în clipul de astăzi veți vedea toate mesele pe care le-am avut în săptămâna 5 de masă musculară și veți vedea recordurile pe care le-am făcut la sală. Am reușit să ridic peste 100 de kg la piept, așa că haideți să intre mesele și să vedeți tot ce am făcut în săptămâna aceasta. Bună dimineața, începem o nouă săptămână de masă musculară, fraților, și de antrenamente cu păstură. Pâinea albinelor este foarte, foarte bună, foarte hrănitoare, ajută foarte mulți mușchii, conține toți aminoacizi esențiali și avem aici api complet. Voi lua o linguriță și de api complet. Conține două tipuri de miere, păstură, polen crud, tinctură de propolis, pulpă de cățină și lăptișor de matcă. Tot ce este mai bun de la albinuțe este un supliment complet și doar pe site-ul nostru îl puteți găsi. Ia uitați, avem aici dovleac, că mai l-a curățat și o să-l pregătim pentru diseară la cuptor. O să punem și niște miere peste el, o să fie delicios. Nu uitați că dovleacul are decât 30 de calorii pe 100 de grame. Mă pregătesc de sală, fraților, așa că o să facem un sirop din ăsta de pulpă de cătină de la Miere TVO, de la noi. Cel mai bun sirop. Foarte, foarte fin, foarte bun, foarte energizant. Ce Red Bull, fraților, ce cafea! Cătina asta te energizează mult mai tare. Și are o grămadă de vitamina C. Este extraordinară. O să-mi dea asta energie, împreună cu mierea, de o să trag ca ursul la sală. Mă rog. Am ajuns acasă, e ora 7. Voi lua prima masă astăzi. Avem 2 ardei umpluți. Abia aștept. Și o lingură de smântână, niște pâine de casă, iar la desert o să băgăm niște din ăsta, niște dovleac din ăsta, punem niște miere pe deasupra, o să fie super bun. Foarte bune ardei ăștia, sunt așa buni, îmi plac foarte mult. Astăzi am avut un antrenament super puternic, am făcut iar un record la picioare, am făcut cu 60 de kg și chiar aveam nevoie de masa asta. Ok, am ajuns sus la mine cu dovleacul, este foarte, foarte dulce, l-am gustat așa simplu, dar vreau să-l fac bomboană, vreau să mai pun niște miere. Din asta de salcăm, să-l facem super, super dulce, exact ca un desert veritabil. Da, nu prea focalizează asta, nu știu ce are. S-a făcut ora 11 noaptea, fraților, și mi-am mai tăiat aici o bucată de dovleac. O să punem imediat miere peste ea. Deci a fost senzațional dovleacul ăsta. Este extraordinar de bun, nu vine să cred. E atât de dulce și cu miere. Doamne, deci se completează și gustul și este ca o prăjitură. Efectiv, ca o prăjitură. Dar numai cu miere din asta bună, ia uitați cum arată. Cât de groasă e. Bună dimineața, astăzi începem ziua cu o păstură. Am făcut aici o cafea și îmi face maică-mea un sirop de cătină. Mamă, cât ai pus? Vrei să mă energizeze bine de tot. Și o să iau și o linguriță de api complet. Fraților, ieri am tras foarte tare la sală, n-am mai filmat pe acolo, am uitat să filmez. Am făcut record personal la genoflexiuni, am făcut 60 de kg, mai am și 110-100 și ceva de chile. Vă dați seama, am dus la 170 plus de kilograme la genoflexiuni și am făcut o serie monstru de 20, iar acum am cam dur picioarele, sunt cam obosit, am nevoie de energizante ca lumea să mă trezesc bine și să vedem după aceea ce mănânc. Fraților, aseară mi-am luat somn direct, am mâncat destul de puțin, dar am reușit să adorm foarte repede pentru că am fost foarte obosit.
Iar acum am trezit cu foame, așa că după ce termin cafeaua asta, voi merge jos să vedem ce mâncăm. Acesta este micul meu dejun, fraților. Avem o felie de pâine de casă, tăiată în două, băgată la prăjitor. Am mai avut o mică bucățică de brânză topită, un triunghi din acela. Am uns ambele felii. Aici avem salam de Sibiu, din ăsta de la Lidl. Mai avem două bucățelești de salam Cracovia, s-a terminat. Și aici avem o brânză de casă de la cineva. O brânză foarte bună, tocmai ce am gustat-o. Și voi face așa niște felii frumos. Și toată șmecheria asta va merge... Ah, și un ou fier, bineînțeles. Foarte bun și ăsta pentru proteină. Și toată șmecheria asta va merge cu un ceai din Canamiere TV, un ceai de mentă. Și maică-mea mi-a adus aici, văd, niște plăcintă cu mere. L-a făcut ieri. Plăcintă cu mere. Și ia uitați ce bine arată. Poftă mare, vă doresc tuturor. S-a făcut ora 7, am venit de la sală. Am aici o ciorbă. Hai să vedem cum e. A, adică tot bogată de carne? De ce doar una? Ți-am zis să-mi pui doar un ardei, dar carne în ciorbă vreau două. Ia uitați ce mișto arată carnea asta, așa am decât o bucată. Și aici avem ardei din ăsta, din un oțet. Ciorba a fost extraordinar de bună. Acum stragem aici ardeiul. De data asta avem decât un singur ardei. Și o să-l mănânc cu puțină smântână din asta și cu niște pâine de casă. Ah, și mai aici o bere. Din asta mare, Tuborg. Poftă bună tuturor. S-a făcut ora 9, e prima pauză la șef la cuțite și avem aici plăcintă. O să-mi pun și câteva bucăți. Am gustat din prăjitura asta, din plăcinta asta. Deci e fantastică, fraților. Facem mai mai niște mâncare. De mori. Mă, cum e? Am făcut și baia acum. Haideți să vă arăt cum se prezintă tatuajul. I-am mai dat eu jos din limfa aia, a început să decojească așa. Ia uitați cum arată. Arată super șmecher. Mai are un pic până se vindece. M-a cam dat un pic peste cap cu antrenamentele, cu sala. Dar aia e. Astăzi m-am antrenat tot la picioare, deși mă dor picioarele ca naiba. Am o febră musculară super puternică. M-am antrenat la spate, am făcut abdomene. Chestiile astea. Am încercat să mă adaptez. Să-mi adaptez antrenamentul după situația actuală. Mamă, ce bune. Deci vă zic, mor mâncând. E a patra felie. Sper să mă opresc după bucata asta și să-mi treacă cât mai repede să se vindece tatuajul ăsta, că săptămâna asta vreau să fac un antrenament la piept. Vreau să punem 100 de kg pe bară. Să vedem câte repetări pot să fac. Mă simt în forță. Am mâncat foarte mult și în weekend. Am mâncat prea mult chiar. Și mă simt super în forță acum. Să ne facem murși. Să vedem dacă putem să facem cu 100 de chile. Sau vreo mâine pe acolo, pe la sală. S-a făcut ora 11 seara și am aici 3 bucăți de plăcintă cu mere. Am mâncat una pe drum, deci 4 bucățele. Trebuie să avem și niște proteine la masa asta. Avem doza de proteine de la brânza cottage, 23 de grame de proteină. Asta este masa numărul 4 și probabil că o să fie și ultima pe ziua de azi. Fraților, s-a făcut ora 7, am terminat antrenamentul, mă duc acum acasă și o să mănânc o banană. Astăzi n-am mâncat absolut nimic, ia uitați, avem aici o banană. N-am mâncat absolut nimic, o să mănânc ca lumea când ajung acasă și o să-mi iau și suplimentele apicole pentru că am uitat complet astăzi. M-am trezit foarte târziu, m-am trezit la ora 3 și n-am apucat să beau decât o cafea cu linguriță de miere pe care am uitat să o filmez și după aia am fugit la sală. Am avut și alte treburi de rezolvat prin oraș. În fine, ne revedem de acasă cu masa. Așa, fraților, am ajuns acasă, este ora 8 seara, o să mănânc încă o banană, o să mai mănânc păstură, aoleu, nu asta, asta e goală, o să mai mănânc o linguriță de păstură și o linguriță de apicomplet.
iar apoi, până îmi pregătește maica mea masa, o să mă duc să fac o baie în cadă și apoi coborâm să mâncăm micul dejun la ora 9 seara, bănuiesc. Fraților, s-a făcut ora 8:30, n-am mai făcut baie până la urmă, o să fac după aia. Am venit să împart masa, să nu mai mănânc aseară și ciorpă și felul 2. Deci o să încep cu micul dejun la ora 8:30 seara și avem aici niște ardei. Mai amestecă-și tu în ei că se prind. Te uiți, mai la serialul ăla. Și auzi ce-a prins. După aia o să facem o baie în cadă, să ne relaxăm mușchii, că am lucrat și astare. Și apoi o să mănânc și ciorbă la masa a doua. La masa a treia probabil că o să mai mănânc niște înghețată. Și la masa a patra, la două noaptea, sper să fie ultima masă, că am observat că adormeară târziu. A patra masă, cred. Deci la ora două noaptea, să vedem ce mâncăm atunci. Cred că o să mâncăm micul dejun, care trebuia să-l mănânc de dimineață. Avem aici și o bere. I-am pus și lui maică-mea un pahar. Aici sunt pastilele lui taică-mea de inimă. Aici avem o smântână din asta grasă. O să-mi pun și o lingură. Și aici avem doi ardei. Doi ardei din aia umpluți cu forța. Ia să punem aici niște smântână. Hai să mai luăm una. Cam atât. Da? Și voi mânca cu o felie de pâine de casă. Poftă bună vă doresc tuturor. Uitați-vă și voi că mi-am loc să-mi pun pâinea. E prea mult aici. O să mănânc așa, o să-mi amestec cu pâine. Mi așa îmi place să le amestec pe toate și să iau din fiecare când mușchi. Mă joc League of Legends și aici mi-am făcut un ceai. Mi-am pus și de mușețel și de mentă. Și o să-l îndulcesc cu două lingurițe de miere de salcâm premium din asta de la noi. S-a făcut aproape ora 11 și avem aici o ciorbă cu coastă din asta afumată. Avem două bucăți de coastă, să fie proteină suficientă. Avem multe legume, ia uitați câte legume avem aici. Ceapă, morcov, leuștean din ăsta. Avem și niște paste făinoase, ardei gras, roșie, o grămadă de legume. Foarte sănătoasă ciorba și foarte puține calorii și suficiente proteine. Ia uite ce frumos arată un plating. Am pus plăcintă, ultimele 4 bucăți de plăcintă cu mere și lângă am ornat cu un măr. Iar în cazul de față, decorul se mănâncă. Este chiar mai bun decât plăcinta. Mai puține calorii și mai multe vitamine. Asta o să iau sus și mergem la laptop. Să ne uităm la șef la cuțite sau la ferma, trebuie să le intru pe site-ul ăla să le văd de la început emisiunile mele. S-a făcut ora 2 noaptea și am venit în magazie să iau o brânză cotici și două banane. Și vom merge acum sus la mine, la laptop, să le mănânc. Asta o să fie ultima masă de pe ziua de astăzi. Buongiorno! Ce zi frumoasă este astăzi și o să fie mai tare după ce o să mănânc o linguriță de păstură și o linguriță de api complet. O să-mi fac și un ceai, mai încolo o să-mi fac un sirop din ăsta de cătină. 100% natural. Ia uitați. Mierea este lasă în jos, pulpa de cătină în sus, îl omogenizăm, da, și se face foarte șmecher. Așa sunt produsele naturale. Ia să vedem ce a făcut maică-mea aici. Ciorba ai făcut? Aha. Cu carnea asta afumată, nu? Fain. Mănânc mai încolo, că acum vreau să iau micul dejun. Să vedem ce o să iau la micul dejun. Da, arată bine. Vreau să mănânc brânză din asta cu niște pâine prăjită. I-am zis maică-mea să-mi fiarbă două acum. Cu o fierte, adică pâine prăjită, brânză și un ceai. Și ne așteptăm pe taică-mea să vină cu niște salam, niște mușchi, vedem ce ne aduce. Dar până vine taică-mea am aici o banană și o să mănânc banana asta. Ok, hai să-mi fac un sirop din ăsta de cătină. După aia să mă duc să dau la sac un pic, să fac așa un antrenament cardio și apoi să mănânc. Între timp o să vină și taică-mea. Ia să punem aici apă minerală. Ia uitați cât de fain se face. 100% natural, are o grămadă de vitamine, ne dă foarte multă energie, îți ridică și nivelul de testosteron și ajută la un exercițiu fizic îndelungat. Super! Super bun!
făcut ora 1, nu mai așteptăm pe taică mea să vină cu cărniță, cu mezeluri. Mâncăm așa brânză din asta, de capră și de vacă. Avem ouă, avem niște unt, avem ceai din caramiere TVO. Am tăiat niște roșii de la noi din sălar. Ia uita și mișto arată. Și maică mea o să tăia acum niște șuncă, niște slănină. Mamă, ce bine arată. Dar cu ce e? Cu boia? Da. Super. Avem și pâine la prăjit. Trebuie să iasă acum pâinea de la prăjit. Poftă mare, vă doresc tuturor. Și mai avem aici lapte acru. Ia uitați, s-a dus maică-mea acum. Lapte covăsit. O specialitate din asta. Hai să mâncăm. Vezi că s-a făcut și pâinea prăjită. Să o scoți. Ia uitați aici, pâinea prăjită. Am pus din asta de casă. Și deasupra am pus două feliuțe de cumpărat. Se pare că avem trei tipuri de brânză. Asta e de vacă, asta e de capră și maica mea m-a mai spus acum de oaie, că îi place de oaie. Și a tăiat și niște ceapă din asta roșie. Mamă, deci de-abia aștept să mănânc. Hei, vezi că eu de asta aici. Gata. Așa, mi-am pus aici pâinea de casă. Deci vă zic, micul dejun mi-aduce aminte de copilărie. Când eram mic și făceam aici casa cu muncitori, cu părinții mei, exact așa mâncam. Mâncam slănină cu brânză, cu roșii, cu pâine, cu ouă, cu ceapă. Mic dejun țărănesc, fraților. S-a făcut ora 5, astăzi n-am mai fost la sală. Am urcat panta aia de aici la mine, am făcut cardio. Am mers în pantă, am urcat-o de vreo 10 ori, am stat cam o oră. Și am dat și la sacul de box, iar aici avem o ciorbă cu două bucăți de carne, ciorbă de fasole. Ia uitați ce mișto arată. Mi-am luat de jos o pară, fraților, mi-a curățat mai o pară, de fapt sunt două pere aici și o să iau acum o gustare. Nu uitați să mâncați fructe cât mai des și cât mai multe, pentru că au foarte puține calorii și vă ajută la slăbit, la o viață sănătoasă, au foarte multe vitamine, minerale și așa mai departe. Văleu, ce s-a făcut aici? Ajută pe maică-mea acțiune. Ia uitați aici, ce avem, clătite. Mai slăbesc eu din pod. Ia uitați, fraților, abia aștept să vedem cum e. Mamă, cât de bună e. Trebuie să bag mai mult gem din ăsta de prune. Și aici de ce avem? De gutui? Dulceață? Mai aduci tu un din ăsta, un sos. E foarte bună, sunt deja la a doua. Dar gutuile nu-mi plac așa mult. Niște vișine, niște smochine. Ce ai făcut, Bobiță? A venit dulceața de smochine. Ia uitați ce mișto arată. Și am băgat aici 4 smochine. Ia să vedem cum e. Dar cu siguranță va fi super bună. Mamă, ce dulce e asta. Vai, e prea dulce. Hai să facem una și cu vișine, că aia cu smochina a fost foarte dulce. Să ne mai răcorim așa un pic, să ne mai acrim. O să ne mai acrișoară. Ia să vedem. Mamă, cum arată. Ia să vedem aici. Dacă începe să curgă din ea. Mamă, delicioasă. Vreau și dovleac. Îmi tai și mie? Bine, hai când tai. Ok, mi-am luat o jumătate de felie, dar cred că o să mai miau. Iar acum o să-mi pun niște miere din asta, de sapcăm. L-am gustat pe drum, e foarte bun. Da, uitați ce groasă e mierea asta. Da, o să mai pun vreo 2-3 lingurițe. Și dacă nu mi-ajunge, mă duc să-mi iau și cealaltă jumătate. Așa un pic călduț, e super, super bun. E extraordinar, nu știu, când e un pic călduț. S-a făcut ora 12 noapte, așa am aici niște brânză în asta cottage. O să mănânc vreo 200 de grame, am un ou fiert, niște clătite, gem din ăsta de vișine, de prune. Iar mâine azi maică-mea când face prăjitură cu brânză. Bună dimineața, începem ziua cu o cafea Jacobs naturală, pe care o să îndulcim cu o linguriță de miere de rapiță din aceea albă din spate. O să-mi fac și un sirop mai încolo până pe la sală, un sirop de cătină, pentru că ăsta e testosteron natural, fraților, ăsta mă energizează de mă rupe. Și o să consum și o linguriță de păstură, câteva bobițe. Cam astea sunt suplimentele mele apicole de astăzi. Vă urez un sfârșit de săptămână minunat. Ia uitați ce mi-a făcut maica mea aici de dimineață. Prăjitură cu brânză dulce și stafide, esență de vanilie. Trebuia să mănânc acum câteva bucățile înainte să plec la sală, dar o să mănânc când mă întorc. Ne pregătim de sală, fraților, o să plec acum imediat. Avem trainingul Nike, mi l-am cumpărat, ați văzut acolo pe Instagram. Avem Adidas Nike și tricou Nike. Suntem complet Nike astăzi. Ia să vedem și tricou. Tricou e mai vechi. Și Adidas și sunt mai vechi. Iar aici avem o comandă pentru cineva din Vâlcea. Ia uitați, vrea 3 siropuri, 2 de cătină, din astea super șmechere, și unul de merișor.
Ăsta de merișor, barcă, e mai bun la gust, dar nu are proprietățile celui de cătină, vă dați seama. Cătina e singura din lume care are cea mai multă vitamina C. I-am mai pus acolo niște pixuri, niște dorizante auto, pentru că este un prieten de-al meu vechi. Să le consum cu plăcere, bro. Facem un record. 90 de chile, prima dată. Hai să vedem, că poate urs. Să nu mă accidentez. Hai! Hai cu 120, hai! Hai, mă, hai! 3, 2, 1, hai! Hai, mă, hai că poți! Hai, până sus! Unde 130? Este, mă! Am venit de la sală, ia uitați aici, trei bucăți de carne, o ciorbă de fasole. O mâncăm așa țărănește, cum se mănâncă ciorba de fasole, fraților, cu ceapă din asta roșie, pâine de casă și sare, bineînțeles. Numim aici ceapa în sare frumos, mușcăm, ia uitați. O luăm și din pâine, luăm și din ciorbă. Hai, poftă mare tuturor, că mie mi-e foarte, foarte foame. Rosto! Stai, mă. Ia să dăm aici la cățeluș. Am terminat ciorbița. Ia fetița mea și papă. Rosto! Rosto gol! Rosto gol! Rosto gol! Ia măiuțule, ia. Hai, Rosto gol! Rosto gol! Ia bețelul meu. Ia, fată, că tu ai dinții mai buni. Bagă oasele astea. Ia. Iam, 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 ce bun e. Și asta e grăsimea, așa, e dă-l un rostul, da? Asta nu prea are dințișuri. Ia rostul. Gata. Hai, valea!
Ia uitați, fraților, s-am făcut ora 10, nu? 10? Și m-a duc sus, am venit să-mi iau prăjitură din asta cu brânză, cu multă proteină. E a doua masă pe ziua de azi, dar a treia servire cu proteină, pentru că azi o dimineață totdeauna iau păstură, iau polen, iau api complet și au și acelea lucruri, foarte multă proteină. Deci asta ar fi a treia servire cu proteină din seara asta. S-a făcut ora 12 noaptea și am aici ce trebuia să fie micul meu dejun pe care l-am sărit. Am două filuțe de pâine de casă, avem brânză din asta de vacă și aici avem brânză de capră. Amândouă sunt luate de aici din Băbeni de la niște vecini care fac brânză, sunt bio, avem un ou fiert și câteva filuțe de salam Victoria. Și lângă avem un ceai. Avem o grămadă de proteine aici, sunt și o grămadă de calorii, dar este una din mesele mele favorite și de aceea am ales să mănânc ce trebuia să mănânc de dimineață. S-a făcut ora 1 noaptea și am aici un compot de cireșe, un compot făcut de maică mea, foarte bun. Iar asta cred că o să fie ultima masă pe ziua de astăzi. Fraților, cam atât a fost pentru clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult, să vă abonați la acest canal și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu rata următorul clip. Nu uitați că mai durează vreo lună de zile perioada mea de masă musculară, apoi pe 9 decembrie vreau să iau pauză totală, până pe 9 ianuarie, o lună de zile, iar de pe 9 ianuarie vreau să ne apucăm împreună de slăbit, vreau să începem sezonul 4 din Otto Slăbește și voi să slăbiți alături de mine. Continuăm iarăși transformarea live cu clipuri în fiecare săptămână, în fiecare duminică, cu toate mesele pe care le-am mâncat în fiecare zi și unele din antrenamente. Fraților, eu am fost Otto, ursul vostru, până data viitoare nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Și dacă nu aveți de unde să cumpărați produse apicole, intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai bune prețuri. Până data viitoare, ursul vostru v-a pupat. Ciao! Trei chei, fuck ei, vorbesc ei, fuck ei, bă, pula mea. Știi de cine zic? Yeah! Torpilez ca pe Bismarck, bang! Sunt primordial de la start. Labo vs. Card, HDMI vs. Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprește în chin. Ești mut ca un manekin. Fără chem, fără bani, de bilet, ce poez? Check in!